un subiect interesant pe care am văzut că mulți dintre voi îl așteptați cu nerăbdare, un video despre sistemul de frânare. Și aș vrea să explic generalități, întreținere, cum funcționează, câteva metode de upgrade, performanță și așa mai departe. O să încerc să le acopăr pe toate în acest video despre sistemul de frânare. O să încep cu puțină fizică, știu că nu o să vă placă la toți, dar este destul de important. Aș vrea să încep cu principiul Pascal. Noi avem 4 roți, avem undeva pe aici o pompă, care ea ce face? Transmite lichid de frână, avem o conductă centrală și alte 4 care se duc către celelalte 4 roți. Mă rog, e doar o ilustrație aici, nu e chiar așa, la mașină. E bine, forța asta F, în momentul în care ajunge aici, se vor distribui forțele în mod egal. Deci avem un F0, un F1, un F2, un F3 și un F4. E, aceste forțe se vor distribui în mod egal în toate cele 4 conducte. Ăsta este principiul Pascal. Pentru asta, bineînțeles, avem nevoie de un lichid incompresibil, de speță, lichidul de frână, care este pe bază de glicol și trebuie să-l schimbăm sau să îl măsurăm la 2 ani pentru a fi sigur că nu absoarbe apă, pentru că atunci când absoarbe apă, el devine compresibil și pedala devine mai elastică. De asemenea, tot cu principiul Pascal, o chestie legată de hidraulică, F1 supra S1 este egală cu F2 supra S2. Sau mai exact, ca să simplificăm ecuația, avem un cilindru hidraulic cu o forță, ce aveți mă, le bat vecinii. Avem o forță F1 și o suprafață mică S2. Dacă F supra S ăsta mic, să zicem că avem 100 de newtoni pe 1 metru pătrat. Este egal și cu 10.000 de newtoni pe 100 de metri pătrați, doar din simplificare. Este aceeași presiune, asta este F supra S, este presiune. Se măsoară în pascali, avem aici 100 de pascali. Este egal aici cu suprafață mare, F2, S2. Forță mică, presiune, forță mică, suprafață mică, avem o presiune, forță mare, suprafață mare. Este folosit cam peste tot acest principiu, iar principiul Pascal este folosit în sistemul de frânare. Bun, să trecem la lucruri mai uzuale, nu la teorie, nu la Pascal. Avem frână pe disc și frână pe tambur. Bineînțeles, cu multe îmbunătățiri, depinde de etrier, depinde de tipul discului, depinde de suprafața discului. Și avem un etrier, să zicem așa, un etrier aici, mă rog, desenul ca pixul. Dar trecem peste, mai mare așa un pic etrierul. Ce se întâmplă? Poate ați observat că s-a înlocuit tamburul cu frâna pe disc. Mă rog, încă se folosește la mașini mai ieftine, la mașini mai scumpe, mai ales dacă au peste 100 și ceva de cai putere, se folosește frâna pe disc, pe spate. Spre exemplu, la un Logan avem frână pe tambur. Poate o să vă surprind cu această informație, dar frâna pe tambur este mai eficientă decât cea pe disc când tamburii sunt reci. Fiind un spațiu închis, acolo, avem acolo 2 tamburi, bineînțeles, un cilindru la mijloc, sau mă rog, depinde de construcția tamburului. Atâta timp cât este rece, suprafața sa de frecare este mai mare decât a plăcuțelor pe un disc de frână. Și are eficiență maximă, deci tamburul are eficiență maximă, dar fiind spațiu închis, se încălzește foarte repede. Și atunci eficiența îi scade cu mult sub cât ar avea frâna pe disc. De asta s-a trecut la mașini mai performante, adică s-a renunțat așa pe măsură ce am evoluat și noi, s-a renunțat ușor la tamburi. Cu toate că încă se mai folosesc. Cum arată un sistem de frânare? Cum spuneam, avem 4 roți, frumos așa. Avem undeva pe aici o pompă de frână, undeva aici este pedala de frână. Bineînțeles, aici atașat la pompă avem un rezervor de lichid de frână. Se duce către fiecare roată o conductă așa, pac, 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 până în spate. Conductele astea sunt foarte bine gândite, nu eu le-am făcut așa schematic, sunt foarte bine gândite să aibă un traseu egal, a putea folosi acel principiu Pascal. Dacă am avea conducte, nu știu, pe față, adică fiecare conductă ar avea lungimea ei, atunci ar fi o problemă. Lichidul de frână, în momentul în care a apăsat pe pedală, se duce uniform cu aceeași viteză prin conducte. Deci ne interesează să avem o viteză pentru cele pe spate, adică o lungime pentru cele pe spate fixă și o lungime pentru cele pe față. Ele sunt foarte bine gândite ca și lungimi. De asta, dacă ai probleme cu conductele de frână, cine îți face o astfel de reparație trebuie să fie foarte atent și să cunoască aceste detalii, să nu pună artizanal lungimile conductelor de frână. Trebuie totul să fie calculat, fiecare cotitură, acolo intră mecanica fluidelor, fiecare cot înseamnă o cădere de presiune
și trebuie să fie foarte atent să reproducă cu exactitate, cu mare precizie, conducta veche față de conducta nouă. În cazul în care aveți o mașină mai veche și trebuie să înlocuiți conductele de frână, trebuie să reproducă exact forma conductei vechi. E o treabă care necesită mai multă atenție. Nu este imposibilă, dar trebuie mai multă atenție. Asta așa, ca o mică paranteză. Bun, revenind la frâna cu disc. Avem un etrier, adică avem, să fac așa o vedere, să întoarcem așa discul. Avem o plăcuță de frână, încă o plăcuță de frână. Aici în mijloc este discul. Bineînțeles că avem aici carcasa care e de la etrier, așa o reprezentare. Și avem un pistonaș care apasă pe plăcuțe, sau mai multe pistonașe. Am făcut review la Porsche Cayenne și avea pe față 6 pistonașe de frână, pe față și pe spate avea 4 pistonașe de frână. Cu cât mai multe pistonașe, cu atât este mai uniformă forța de apăsare a plăcuțelor pe disc și automat ai o frână mai eficientă și așa mai departe. De multe ori poate ați văzut, cei care ați fost prin serviciu sau care v-ați confruntat cu astfel de problemă, de multe ori ne trezim că plăcuța din stânga, dau un exemplu, legi pe tablă, este mai subțire decât cea de pe dreapta. De ce? Se blochează cu lisanții. Adică plăcuțele de frână după ce ai frânat nu mai revin la forma inițială, nu mai revine perfect la forma inițială și automat se vor uza în mod inegal. E o treabă pe care am văzut-o chiar destul de frecvent la Dacia Logan. Acum o să intru puțin pe partea de service. Cât rezistă un set de plăcuțe? Contează foarte mult greutatea mașinii sau masa mașinii, contează tipul de plăcuțe. Eu recomand să folosești niște plăcuțe moi și discuri mai tari. Dacă folosiți discuri tari, plăcuțe tari, vor scârții, vor fi zgomotoase, riscați să strâmbați discurile. Contează masa, stilul de conducere, suprafața discului, suprafața a plăcuțelor, și asta contează. Eu la Subaru am niște discuri destul de groase pe față, iar pe spate sunt foarte subțiri, deci nu știu dacă au 3-4 cm, nu știu cât au. Foarte, sunt subțiri, deci ca diametru discurile sunt subțiri. Iar acum mașina a avut discurile și plăcuțele originale. Când am ridicat-o pe elevator, am fost surprins să văd că pe spate plăcuțele au fost mai uzate decât cele de pe față. Asta pentru că au avut și suprafață de contact foarte mică. Deci contează și asta. Ca o medie, la un autoturism, un set de plăcuțe pe față ar trebui să te țină cam 60.000 de kilometri. În medie, plus minus. Dacă folosești frecvent frână de motor, nu mergi tare, te ține și mai mult de atât. Pe spate cam 80-100.000 de kilometri. Repet, depinde. Dacă ai un SUV, e greu, dai în frâne, poți să schimbi la 40.000 plăcuțe set față-spate. Cazuri și cazuri. Dar ca o medie, 60.000 față, 100.000 spate. Cam așa. Păi vine întrebarea, și trebuie să schimbi și discurile dacă schimbi plăcuțele? Nu. Dacă discurile au fost solide, s-a condus cum a trebuit, ar trebui să poți folosi 3 seturi, uneori chiar 4, dar să nu exagerăm, 3 seturi de plăcuțe la un set de discuri. Cam așa este marja. Dar depinde cum calcă și plăcuța pe disc, ce se întâmplă, cum se așează, cum frânezi, sunt multe variabile, dar eu vă dau acum niște valori așa, medii de service la o mașină întreținută corespunzător și la care s-a mers corespunzător. Bineînțeles, în aceste plăcuțe avem și niște senzori de uzură. Se întâmplă când este un senzor undeva în plăcuță aici, pe la partea minimă, când s-a uzat până la acea rezistență sau senzor, pac, l-a ciupit, l-a atins, îți apare eroare în bord. Este acel martor cu plăcuțele galben. Senzor de... O să-l pun pe ecran mai bine. Că la ce desenez eu aici, o să interpretați că ăsta este motor în 5 pistoane. Discurile în timp se uzează. Plăcuța nu calcă chiar perfect. Rămâne așa o margine mică aici, o margine mică aici. O atinge plăcuța de frână. Ei bine, în timp ce se uzează discul, se va subția și se va forma aici o mică buză. Chiar așa îi spunem și în service. Dacă au sau nu discurile buză. Dacă n-au buză, mai merge un set de plăcuțe. Au buză mare, alte discuri. E simplu. Fiecare roată în parte, pe etrier sau chiar pe tambur, există câte un aerisitor. Și când se schimbă lichidul de frână, bine, undeva în spate nu e pe roată, e pe etrier sau pe tambur. Și când se schimbă lichidul de frână, se pune un dispozitiv de vacuum aici și se schimbă ca să facă presiune cam 1,5 bari și chiar cu un tester, dacă vorbim de pompă de ABS care are funcție de bleeding sau de schimbare lichidului de frână,
Audi avea așa ceva, BMW are așa ceva, deci dacă aveți BMW și vreți să schimbați kitul de frână, vă recomand să o faceți numai cu testerul. Dar când plecați din serviciu, grijă mare că s-ar putea să mușcați din volan. Am pățit-o cu un client, i-am făcut cu testerul un schimb de lichid de frână, îi ținea pedala cam la jumătate, adică o călca o treime din cursă și apoi începea să țină. Iar după ce am făcut schimbul de lichid de frână cu testerul, doar atingeai pedala și înghețau roțile. Și a fost șocat. Deci se poate face și cu testerul și cu un aparat de vacuum. Bineînțeles, se începe de la cea mai îndepărtată roată, cea mai lungă conductă de frână. De obicei este stânga-spate, dreapta-spate, apoi stânga-față, dreapta-față, sau mă rog, depinde de cum a fost construită mașina. Dar mereu se începe din spate. Asta clar, se începe numai din spate, când schimbi lichidul de frână. Încă niște detalii despre sistemul de frânare. Alte detalii despre sistemul de frânare sunt discuri la mașinile mai vechi, pe față, discuri pline. La mașinile moderne, pe față, avem discuri ventilate. Este așa o... au așa găurele prin ele, pentru a trece fluxul de aer prin discuri pentru a le răci. Avem discuri perforate. Cred că sunteți fani mulți discuri din acelea perforate. Sau cu găurile așa, pac, pac, pac. Astea sunt așa mai de curse, mai pentru pretențioși. Ele au ca scop principal evacuarea reziduilor care se află pe disc în timpul frânării și, bineînțeles, pentru o răcire mai bună, dar vor toci mai repede plăcuțele. Deci asta vor face discurile de performanță perforate, vor toci mai repede plăcuțele, dar vei avea și o frânare mai bună. Mai sunt mașini care în față, în grilă, au așa o guriță pe aici așa de aer, așa pentru flux. Practic, aerul vine în față așa frumos și se duce către discuri. Deci cu cât mergi mai tare, cu atât vei avea un flux de aer mai puternic care bate direct în discuri și le va răci. Mașini care au așa ceva, ce-mi vine acum în cap, Golf GTI, seria 5, F10 mi se pare că are așa ceva. Mă rog, sunt foarte multe mașini care au un astfel de sistem. Mă rog, mai sunt alt tot fel de improvizații. Am mai văzut și eu pe YouTube la unii care și-au pus două etriere pe un singur disc. Adică au împărțit conducta care vine aici, au împărțit-o aici în două și de aici au făcut două conducte care mai vine către încă un etrier și au pus două etriere pe o roată. Mă rog, se pot face multe improvizații. Dacă vreți să interveniți cu adevărat pe sistemul de frânare, să o faceți într-un mod profesional, dar vă va costa mult. Dacă aveți întrebări legate de sistemul de frânare, asta a fost așa o scurtă prezentare, câteva lucruri legate de service, mentenanță. Despre lichidul de frână puteți afla mai multe informații. Am făcut două videoclipuri, unul mai lung, unul din seria Fast Info. Și o să mai adaug, probabil într-un mic Q&A, o să mai adaug detalii dacă mi-a scăpat ceva. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și ne vedem în următorul video.